După ce proiectul de buget național a trecut prin Parlamentul României, tot mai mult vasluienii se întreabă ce se va întâmpla în domeniul infrastructurii, mai ales că guvernanții ne avertizează că nu sunt bani pentru investiții. Vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, confirmă faptul că pentru județul Vaslui s-au alocat în acest important domeniu aproximativ 60% din necesar. Este un buget în care, din punctul meu de vedere, e lipsit de viziune pentru o zonă în care are nevoie de resurse suplimentare pentru a aduce, atinge și ajunge alte zone din urmă, o zonă fără resurse, o zonă care, zic eu, că ar merita să fie dezvoltată și pentru frumusețea ei, dar și pentru ceea ce ar putea aduce ca plusvaloare și a adus ca plusvaloare de-a lungul vremii țării acestea. Dacă vorbim de sumele alocate pentru drumuri județene și drumuri comunale, suntem undeva la 60% din ceea ce a fost alocat anul trecut și cam la 45-50% din ceea ce se alocau în ultimii ani de celelalte guverne. Deci vorbim de jumătate din suma care ne era alocată. Noi lucrăm și cu alte sume, cu sume din fonduri europene, cu sume din Programul Național de Dezvoltare Locală, care avem proiecte în derulare, cu sume din bugetul nostru, încercând să atenuăm tot ce înseamnă problemele din infrastructura județeană. Pe de o parte, noi avem drumul strategic care îl avem în derulare, în apogeu, să zicem așa, ca și lucrări. Avem o parte din drumurile din Programul Național de Dezvoltare Locală 2 care sunt în lucru. România are nevoie de politici publice și programe naționale pentru a se putea dezvolta. Nu putem dezvolta anverguri doar cu câțiva bănuți pe care noi îi primim prin TVA de echilibrare, fiind ei pentru drumurile județene și comunale, și dacă îi luăm la socotit, sunt 2000 de kilometri. Ar 2000 de kilometri cu 11 milioane de lei nu prea poți să-i rezolvi așa simplu, mai ales că dacă mai ai și perioade de ian, tot de acolo vin bănuții, și așa, în așa fel încât zonele noastre, care au rămas puțin în urmă, să aibă și ele parte de dezvoltare, așa cum au fost cele două programe de foarte bun augur care au mai desțelenit județul nostru. 6 km cu tot cu pod, cred că trecem de 15 milioane. De asta tot n-aș vorbi de sume, nu sunt sume exacte, dar vreau să pun în antiteză cele 11 milioane de lei cu ceea ce îmi solicitați dumneavoastră să vă dau răspuns. 15, 20, 25, 30 și care fac ca acea sumă să devină derizorie. Cu toate aceste neajunsuri, conducerea Consiliului Județean Vaslui dă asigurări că proiectele începute vor fi finalizate și că, în funcție de finanțare, vor fi demarate altele noi.